ничего ты не что раз я такие ты ему разгерели. Так делать его спорта. Надо же ему закрываться, ничего не делать. O profesoară de istorie de la Colegiul Tehnic din Rădăuți a umilit un elev în fața colegilor de clasă. I-a spus că nu-l suportă și că îl urăște. Directorul școlii a anunțat săptămâna trecută, când imaginile au fost date publicității, că ieșirea nervoasă a cadrului didactic nu poate fi tolerată și că cel mai probabil profesoara va fi mutată de la clasă pentru a preveni alte conflicte care pot să apară. Între timp, directorul Gelu Țugulea susține că a făcut un sondaj de opinie în clasa unde s-a petrecut incidentul și cei mai mulți dintre elevi sunt de părere că profesoara nu ar trebui mutată. Doamna profesoară este, din punct de vedere profesional, este un om aflat pe o treaptă superioară. Este profesor doctor în istorie. Este un om total dedicat profesiei și, în schimb, mă rog, din motive personale, are o abordare mai specială, în sensul că ia lucrurile la modul personal. Când copiii nu învață, mă rog, le ia ca mod personal. Are rezultate deosebite la examenele naționale, probabilitate 100% și note foarte mari la examenele naționale. Asta, mă rog, în concepția ei îi permite, credea că e metoda de a-i stimula. Printr-o, mă rog, duritate verbală, pentru că nu este un om răutăcios. Efectiv, are o, cum se spune, o gură proastă. Întrebat dacă profesoara care a umilit un elev în fața clasei va fi totuși sancționată, directorul a spus că i s-a recomandat să facă terapie psihologică. Da. Ce să spun, regret total cele întâmplate. Doamna a mers, a cerut scuze elevilor, urmează ca luni să avem o întâlnire în Consiliul de Administrație, stabilim măsuri cu profesoara, să discutăm cu Consiliul Elevilor și să ajungem și la eventuala înlocuirea doamnei de la clasă cu un alt cadru pentru a dezamăsa starea tensională. Directorul Gelu Țugulea spune că va încerca să medieze relația între profesoara de istorie și elevul umilit, în sensul că va asista la cursuri, iar evaluarea elevului se va face doar în scris. Modul în care a fost gestionată situația înregistrată la Rădăuți ar putea să-i descurajeze în viitor pe elevi să denunțe comportamentul abuziv al profesorilor.